Acum mergem mai departe în emisiunea noastră, doamnelor și domnilor, direct din Statele Unite ale Americii, from the United States of America, în Polonia, vorbește lumea! The most beautiful girl Romanian. From Romania, Romanian girl, Bianca Tirsin! O franceză e cea mai bine! Felicitări, bine ai venit! Dăm voie să-ți ofer acest buchet de flori. Bine v-am găsit, vai, așa. Mulțumesc! Doamne, ce păpușă! Vai, vă mulțumesc frumos, superbă, mult. Superbă! Te rog să ne așezăm pe canapea, mulțumesc, și să ne povestești cum a fost experiența la Miss Universe. A fost o experiență de neuitat. Așa? Până la urmă de neuitat. Până la urmă de neuitat, până la urmă. Poți să le pun așa. Da. Așa. V-am adus ceva aici. Asta a fost eșarfa mea, așa ca un simbol așa să. A, ce frumos. Da. Eșarfa pe care am purtat-o 12 zile. Bun. Cu broșa oficială de la Miss Univers. Ce frumoasă e. Da, e frumos că îți porți eșarfa zilnic așa la piept. Românii sunt alături de tine și, da, voi ce mai faceți, Nora? Noi aici, că n-am apucat. Eu când am văzut că n-ai câștigat tu, De supărare, m-am dus la un antrenament MMA, bă, și am dat cu piciorul atât de tare, toate ca toatele. Băi, mexicancele sunt femei frumoase. Bă, da, cum e fata noastră, Bianca, n-a fost așa. Cove n-a fost. N-a fost mai frumoasă decât fata noastră. Stai un pic, am înțeles asta. Hai să vedem. Cum a fost acolo pe scenă? Cum te-ai simțit? Cum ți s-a părut concursul? A fost așa cum te așteptai? Ai avut emoții mai mari? Am 100.000 de întrebări. Vreau să le luăm pe rând. A fost frumos. Am luptat alături de 73 de fete. Da. Am avut emoții, dar constructive. Uh-huh. Când am intrat deja pe scenă, nu am mai avut așa, hai să zic așa, emoții, oare pic, oare ce fac. Da. Chiar și după videoclipuri vă puteți da seama că atât de bine m-am simțit pe scenă, pentru că am simțit că mi-am găsit locul pentru prima oară în 5 ani și că Miss Universe, pentru că am și eu un loc printre stele la Miss Universe. Această rochie este realizată de Michael Cinco, un designer foarte faimos, filipinez, care îmbracă doar vedetele de la Hollywood, Beyoncé, J-Lo, Britney Spears, toate vedetele. Da. Și aici a fost după videoclipul, după concurs, unde am vrut să trimit un mesaj universului că noi, chiar dacă nu am intrat în top 21, așa ca o lideră a grupului, noi oricum suntem câștigătoare și că o să mai audă universul de noi, pentru că noi am fost acolo să lăsăm ceva în urmă noastră. Exact. Și acesta a fost costumul național pe care l-am reprezentat, Iliana Cosânziana. Bun. Și pe total le-a plăcut foarte mult de mine, doar că au fost interese destul de mari la mijloc. După cum bine știm, am reprezentat România de atâtea ori, dar nu am intrat niciodată în top, pentru că nu am avut pachetul acela, să știm să și vorbim, să ne și îmbrăcăm. Eu am făcut tot posibilul să am și poze și videoclipuri, să am și proiecte de voluntariat, să mă îmbrac și bine, să vorbesc bine, dar din păcate nu, rezultatul a fost altul. Îmi pare rău, eu m-am simțit după foarte prost, pentru că am simțit că am dezamăgit o țară întreagă. Nu, ai dezamăgit, nu-i adevărat. Dar noi te vedem, adică noi avem ochi și vedem. Păi da. Dar ce ți s-a părut ție că a fost cel mai greu la concursul ăsta? Ce... Mi s-a părut, în primul rând am ajuns și fusul orar a fost destul de greu, mi-am dat peste cap cu aproape tot. A fost greu să mă trezesc dimineața, să-mi fac părul, să-mi fac machiajul. Deci cum sunt aici în fața voastră, așa m-am prezentat zilnic dimineața. Trebuia să fiu extraordinar de excelentă, neștiind să-mi fac foarte bine părul, machiajul, perfect, să-mi pun gene. Acum am învățat după 12 zile, am vrut să vin la voi să vă arăt că gata. Că deja sunt, mi-a intrat totul în mână. Asta mi s-a părut cel mai greu și presiunea față de celelalte fete, pentru că ele sunt învățate într-un fel să pună o presiune pe tine. Da. Nu atât presiunea națională, cât a fetelor și a faptului să zâmbești, să stai dreaptă toată ziua. Aoleu. A fost foarte rece în hotel. Uh-huh. Asta a fost un alt lucru ce m-a dezavantajat pe mine, pentru că mi-a fost foarte frig. Nu doar mie, și celorlalte fete. Și am avut o problemă la spate. Stând toată așa dreaptă. A fost puțin greu, dar ne-am descurcat. Suntem luptători ca români. Da. Și trecem peste orice. Bun, dincolo de frumusețe, care sigur toate fetele prezente acolo erau foarte frumoase, ce calități ar trebui să mai aibă o concurentă care participă la Miss Universe?
primul rând să fie doritoare, să facă anumite lucruri ce poate nu le face un om normal. Adică? Să treacă peste oboseală, da. Să zâmbească când e obosită, să nu ajungă să comenteze sau să bârfească ceva de fete sau de organizație, să aibă un psihic foarte puternic și asta foarte puțină lume o are. Uh-huh. Eu țin minte că în a treia zi a trebuit să vorbesc cu psihologul, un psiholog sportiv, pentru că doar acel psiholog putea să mă pună ca pe sportiv pe picioare, încât să zică că tu ești o învingătoare, orice ar fi, nu trebuie uh-huh. neapărat să te gândești că trebuie să ajungi în top 21 și să faci miracole. Trebuie doar să fii mulțumită cu tine și să fii ambițioasă până la urmă. Corect. Trebuie să fii ambițioasă, să faci toate lucrurile acestea, dar să fii și deșteaptă. Contează da. Foarte mult să răspunzi la o întrebare în 30 de secunde pe scenă, când ești în top 5, față de milioane de oameni ce se uită la tine, atât da. Telespectatori, cât și oamenii din sală, e foarte greu. Ce întrebare ți s-a adresat? Eu nu am ajuns în top 5, ajuns acolo, nu? Dar din experiențele mele anterioare, prima întrebare la 18 ani a fost despre ce părere ai despre violența împotriva femeilor. Uhum. Noi, vorbind zilnic româna, da. Nefiind toată ziua cu engleză, după 3 săptămâni mi-am intrat în ritm, uhum. Dar nu am avut un răspuns atât de adecvat. Am intrat, am luat locul 3. Da. Dar nu am fost, și în ziua de astăzi sunt dezamăgită. Am spus ceva de genul că let's be queens without scars. Să fim regine fără cicatrici, da. Și să învățăm oamenii să respecte mult mai mult femeile. Mm-hmm. Dar nu a fost un răspuns, ca să zic așa, foarte diplomat, la 18 ani. Da. Aia mi-a venit în minte, aia am zis. Mi se pare un răspuns foarte bun. Dar până la urmă, Laura, da. Să știi că România scrie pe șarfa ta și la final... Corect. Nu prea, dar nu vreau să dezamăgesc lumea de acasă. N-ai dezamăgit pe nimeni, dar ce s-a întâmplat ai spus că în a treia zi a fost nevoie să stai de vorbă cu acel psiholog. M-am întâlnit cu fetele. Așa, da. Și? M-am întâlnit cu fetele și am aflat tot programul și am început să mă îndoiesc de mine. Uh-huh. Și după toată presiunea și tot stresul pe care l-am mâncat zilnic, am clacat puțin. Dar am avut doar un moment, mi-am luat vreo 2-3 ore, da. Mi-am revenit și am mers mai departe, cum zice românul. Mi-am dat două păl, m-am ridicat și am mers mai departe. Asta stai este. Puțin, au avut un comportament ciudat vis-a-vis de tine? Au fost mici răutăcisme? Nu, dar sunt privirile acelea. Având în vedere că înainte să ajungem la concurs, am fost doar în top 5, doar promovată, clasată. De exemplu, în Filipine sunt pe top rating la tot ce ține de știre, deci sunt mai faimoasă ca și Miss Univers Filipine. A fost așa a fost amenințare față de ele. Și atunci ele mi-au transmit așa o energie foarte negativă și am te simțit-o. Măsurau, te măsurau, da, și da, făceau da, 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 da. Cine știe ce da. Așa îmi imaginez. Până la urmă este un concurs, nu? Exact, și toate suntem cu același exact. Scop acolo. Pentru corect. Același scop. Felicitări oricum. Îți mulțumim frumos. Tare mult că ai trecut astăzi și pe la noi. Mulțumesc și vreau să vă mai zic ceva. Ediția de Miss Univers România din 2021 va fi în august, pentru câștigătoarea care va merge în decembrie, poate New York. Perfect. Așa că vă așteptăm să vă înscrieți. Felicitări încă o dată. Felicitări, Bianca. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc mult.